Cetățenii care au membri ai familiei internați la Spitalul Județean de Urgență Slatina infectați cu coronavirus pot afla care este starea acestora la telefon. Pentru informații cu privire la pacienții internați la secția boli infecțioase, departament ATI COVID, poate fi apelat medicul de gardă zilnic între orele 17-18 la telefon 0751 047 422. Informații cu privire la pacienții internați la boli infecțioase non-ATI se pot obține de la medicul curant zilnic între orele 8:30-9:30 la containerul amplasat în curtea spitalului la secția boli infecțioase. În cadrul campaniei Crăciunul e în inima ta, organizată de Asociația Pro Voluntariat, angajații TMK Artrom au continuat tradiția începută în urmă cu 8 ani, pregătind câteva zeci de cadouri de Crăciun pentru copii care provin din familii cu situație materială delicată. Anul acesta nu au fost uitați nici bătrânii singuri. Cutiile cu cadouri urmează a fi oferite zilele acestea copiilor și bătrânilor din mai multe localități din județul Olt. Regia Națională a Pădurilor Rom Silva va oferi spre vânzare pentru sărbătorile de iarnă din acest an, la sediile ocoalelor silvice, 42.624 de pomi de Crăciun, majoritatea recoltați din culturi specializate în pepinierele silvice. Prețurile de vânzare pornesc de la 15 lei pentru brazii cu o înălțime de până la 1,3 metri și ajung la 35 de lei cu TVA inclus pentru exemplarele cu înălțimea între 2 și 3 metri. Solicitările pentru exemplare de peste 3 metri înălțime sunt considerate comenzi speciale. Fructele proaspete, ouăle și energia electrică s-au scumpit cel mai mult în luna noiembrie față de octombrie. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prețul fructelor a urcat cu 1,46%, ouăle s-au scumpit cu 1,99%, iar factura la energie electrică a crescut cu 1,21%. La polul opus s-au situat citricele și alte fructe meridionale, care s-au ieftinit cu 9,57%, cartofii cu 1,06%, iar biletele de avion au avut prețuri mai mici în noiembrie cu 5,29%. Câștigul salarial mediu nominal brut a crescut în România cu 38 de lei în octombrie în comparație cu luna anterioară, până la valoarea de 5.452 de lei, arată datele Institutului Național de Statistică publicate azi. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat cu 7% în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, între 3 și 5% în extracția minereurilor metalifere, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală. Au fost înregistrate diminuări între 3,5% și 5,5% în alte activități extractive, captarea, tratarea și distribuția apei, transportul pe apă, respectiv între 1,5% și 2,5% în intermedieri financiare.